Pentru mine nu mă interesează cum copil are 906, 909, 9099, 970, 960, 950. El trebuie să fie un copil care iubește școala. Dacă el se duce și are o cultură generală, dacă el știe să treacă de un examen de matematică, fie să aibă un limbaj frumos, să facă o compunere, să facă o narațiune, să învețe o poezie, să știe o geografie, să știe o biologie, să poată intra la o facultate, e toată chestiunea. Și mă interesează pe mine? Asta e, da. și mă interesează pe mine că fiul lucutare are 903 și 99 și 04 și 66? Ce cu asta? Nu are nicio treabă. E copilul meu și eu sunt mulțumit că sunt sănătos. Și am povestea în una din sms urile da. ei. Părinte, sunt trist. Uitați ce mi-a spus băiatul meu. Deci eu dacă mă rog seara și dimineața și sunt credincios și mă împărtășesc și fac tot ce spune părinții care și cum spui mata, deci eu am luat 966 și colegul meu care și fumează, și bea, și e șobraznic, și e șmecheraș, a luat 988. Și zic, tu e indus prostia asta în cap. Deci nu e explicat că putea să meargă la examen, să se blocheze, să le iau emoții și să ia 5 sau 4? 2. Da. Dar el a luat 966 da. sau 946 sau 936 sau cât a luat el acolo. Deci ceea ce înseamnă că a învățat. Da, dar știți că el se mâhnește din nedreptăți. Mama, nedreptățile încep de la grădiniță. La învățătoarea cea mai bună merg boierii cu copilul cel mai bănos, la învățătoarea cea mai săracă merg copiii mai modești, dar nu contează cui este copilul. Contează zestrea de la Dumnezeu. Și dacă tu e indus o zestre frumoasă, Dumnezeu are grijă de el. Și atunci credința devine ilogică. De ce merge rău dacă eu mă rog? Da, întrebarea mea este, de ce au murit martirii dacă credeau în Dumnezeu? De ce au fost uciși sfinți și mâncați de fiare dacă credeau în Dumnezeu? De ce au fost tăiați creștini, uciși în război? Uite, să luăm o, să luăm o speță, cea mai jos speță posibilă. Holocausturile astea care au fost în secolul XIX prin istorie. marea poporului rus, că au murit o șapte milioane de ruși cu foamea vreo câteva milioane de oameni pe la Auschwitz. În război, 2-3 milioane, în al doilea război mondial. Oameni, pe nenorocirile. Oamenii aia, cu ce au greșit lui Dumnezeu? Chiar trebuiau omorâți? Nu. Ăsta e mersul bolnav și murdar al istoriei, dar la Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Ăia sunt toți în sfinților, ăia sunt oameni fără de păcat, fără divină, fără nenorociri. Ei au căzut cam ei la jungieri. De unde știm noi, vezi, hai să facem o asemănare. Așa. Noi, cum spune ciobanul să fie oiile sănătoasă, să fie fetei mei buni, să fie frumoși, să fie de prăsâră, să fie câte doi, câte trei. Și melușeii să bucură că ciobanul îi dă tain, și melușeii să bucură că sug la oi și îți Dar soarta lui care? E bibelou? Nu. E friptură la tine în farfurie. Deci când au venit Paștele, milioane de melușei nevinovați se duc în ghiozdanul omului, nu? nu stă să-i admiri cineva cum fost frumoși Asta e și soarta omenirii. Când cei mai mari își bat joc de cei mai mici sau cei mai puternici îi asupresc pe cei mai slabi, pot să-i și ucidă. spune Evanghelia. Vă vor ucide crezând că aduc slujbă în Dumnezeu, dar să nu vă temeți că ei nu pot de sufletul. Ei, sunt, ei au murit, dar sunt vii în viață. atunci atunci dreptățile Dumnezeu și credința mă împinge să am nădejde și îmi dă putere și curaj că dincolo de orice fel de suferință și că există o răsplată. Și asta nu este o minciună. Vedem sfinții care fac minuni, vedem calendarul sinaxarul plin de oameni mari, vedem calendarul sinaxarul plin de oameni făcători de minuni și apoi avem credința, să spunem, retrogradă, și când spun că e retrogradă, de la cruce, moarte și înviere, apostolicitate și sobornicitate, S-au inventat mii de credințe și avem aproape 3.000 de secte raționaliste, avem apro aproape, o, aproape 800 de secte oficiale care funcționează pe glob, fiecare cu Dumnezeu lui și cu scriptura lui. Unii spun, păi nu, dar nu e scriptura ortodoxă, nu, dar nu e scriptura protestantă, nu, dar nu e scriptura luterană, nu, dar nu e scriptura britanică, nu, dar nu e scriptura sectară. Nu există, domnule, nici scriptură sectară, nici protestantă, nici ortodoxă. Sfânta scriptură e una singură. Sfânta și Dumnezească Scriptură, scrisă de prorocii Vechiului Testament și scrisă de apostolii și evangheliști Noului Testament. Curt, nu e alu ăla, alu, -ala, alu, -ala, alu -ala. Fiecare și-a însușit el cu anumite caracteristici s a adus amendamente și corecturi, treaba lui. Sinodul de la și 268, parcă să nu spun o prostie sau mai puțin, o vine și -o stabilit ca -o în citatea Sfintelor Scripturi. Și asta, basta. asta, restul, fiecare poate tăia din ea ce vrea, poate lăsa ce îi place. La judecată, noi ne judecăm după cum a spus Hristos. O iotă sau o cirtă nu cade din lege. După, după învățătura retrogradă, în care noi am adăugat, cum întreabă Petru, el, cu el ne putem justifica și cu Pavel, ei ne salvează. Și că, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc, adică nu are rost să mai mă dau eu credincios, exact. Tu cel mai bine știi inima mea. Iar Pavel a spus așa, și îngerul din în cer, dacă ți aduce duce altă învățătură, e Anatema, chiar de ar fi și un înger, afară de Evanghelia lui Hristos. Și Pavel spune, biserica nu s-a împărțit. Nu e al lui Apollo, nu e a lui Chefa, nu e al lui Petru, și Hristos e tot într-o Dacă nu este amalodan în crucea Domnului meu și dacă nu este lăuda în vierii, totul e zadarnic. Apoi avem credința autentică a martirilor, a cuvioșilor, a mărturisitorilor. Și asta se numește cele șapte veacuri de aur, până la sinodul șaptei cumenii, când au fost toate războaiele uh, ale Duhului toate războaiele iconoclasti, tot, 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 până ce s-au stabilit dogmele dreptei credințe, avem credința apostolică, ce v-am spus eu, voi mergând învățați toate neamurile, și avem credința Domnului Isus Hristos. Eu n-am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Cine vă ascultă, pe voi mă ascultă și pe mine și pe cel ce m-a trimis, și cine nu ascultă de voi, n ascultă nici de mine, nici de cel ce m-a trimis. Dacă cineva păzește poruncile mele, eu vin la el și ne fac și ne facem caș el. Iar eu ne dă măsura adevăratei credințe și bogat și sărac. Când era putră de bogat, o zis, dracu, dar eu știu, Doamne, că îl iubești pe Iov, că l-ai făcut bogat și el îți mulțumește tot timpul că dat averi. duși ia tot. Și nu a rămas eu pe groapa de gunoi. Și-o zis prietenii și neamurile și soția și cunoscuți. ce ce mai rogi, mă, nu vezi că te reale a Eu nu spus un simplu lucru. Dar cum adică pe cele bune le-am primit și pe nu puteți să le primim la fel? Deci, când încearcă Dumnezeu aurul scălește în topitoare și creștinul fiind ispite, când încearcă viața, te supui vieții, gol am ieșit, gol mă voi duce. Cum a zis Macedon, marli împărat, E criul meu să fie din piață, ca așa fost și inima mea. Mă ducă doctorii ca să vadă că viața nu e al orice al Dumnezeu, în urma mea să aruncați cu bani, să vadă că bogăția lumii și nu a împăraților, mâinile mi lăsați afară să vadă lumea că am ieșit gol și gol am plecat. Atunci, părinte, pentru că lumea asta contemporană și-a în contextul discuției noastre. ce cu mintea asta? Oameni care se cred pisici, câini, merg pe stradă, chiar recent văzusem într-un oraș important. Unii apar în fuste, bărbați Eu... care apar în fuste. V-ați Eu... sunt ce cu mintea asta? Ce cu Eu aș glumi așa. Einstein a... Einstein a inventat sau descoperit o teorie, se numește relativității. A avea cap pe umeri ca să nu-ți plouă în gât și să ai unii fixa ochii, să mergi pe drum și urechile, să da. este o necesitate. Da. Ca să ai în cap să funcționezi ca metabolism, este o necesitate. Ca să ai minte, este o relativitate. Vedeți, noi avem și aici știința nu mă poate contrazice. Noi avem acei profesori sau ce se nu știu dacă psiatri sau psihologii, este o categorie care trebuie să te duci la el să-ți facă IQ. Și îți spune că ai 40, 50, 60, 100, 200, 300. Acum ați văzut că este moda, orice doamnă, eu mai vine la mine câte o persoană așa. și îmi spune, știți, părinte, am fost cu băiatul meu la, nu știu dacă psiholog sau Cred că mai că bun de, de psihologie, dar... Așa, da? dar așa, am fost cu el și i-am am, am, am evoluat, i-am evaluat, la și mi-a spus părinții că el e geniu. Dacă dumneavoastră credeți că e geniu, veți avea plată de geniu. Eu știu că există patru categorii de geniu. Laptele mamei, când la suge și simte că e mama lui, cățelul mării după cățelul și pisoiul după pisoică, purcelul după mamă sau vițelul după vacă, mânzul după iapă. Și aia este legătura firească, maternă, instinctuală, om, animal, animal, pui. Om, puiului. Pravi la naturii. Dacă te-ai băgat la leoaică să iei puiul, te-o mâncat. Te-ai băgat la mamă să iei copilul, te-o sfârșiat. A doua educație este ceea ce numim noi gesturi materne.